Timp de 3 săptămâni, elevi de la 3 școli din Slatina participă la activitățile din cadrul proiectului Trăiește și gândește românește, organizate la Palatul Copiilor. Cei 40 de copii vor învăța prin artă ce înseamnă Marea Unire. Ne-am gândit că în cinstea marii festivități care urmează, privind centenarul, împlinirea 100 de ani, da, de la Marea Unire, să desfășurăm acest parteneriat împreună cu mai multe școli, astfel încât copiii să conștientizeze istoria poporului român. După lecții de istorie, micii artiști au modelat hârtie din care au confecționat românași româncuțe. Cei mici, după ce au primit informații în formă scrisă și o prezentare PowerPoint, am trecut la partea artistică, pentru că ei sunt copii și să perceapă acest moment de centenar, Marea Unire a României, să ne exprimăm prin creativitatea lor de copii și imaginație. Îmi spui și mie ce faci acolo? Eu fac o fetiță. Fetiță, și îmi spui și mie ce tehnică ai abordat acolo, cu ce lucrezi? Eu lucrez cu hârtie. Am văzut că ai îmbrăcat-o în culorile naționale. Da. Îți place să te joci cu hârtia? Da. La finalul activităților, toate lucrările vor fi strânse și expuse pentru a fi admirate de toți. Această activitate se va încununa cu o expoziție. Sunt copii de la cercurile din palat și de la școlile partenere, cel puțin 40 de copii la fiecare activitate. Noi am început de săptămâna trecută și vom continua până la 1 decembrie. Acest proiect a fost inițiat de către cadrele didactice de la Palatul Copiilor în colaborare cu bibliotecarii de la secția de copii a Bibliotecii Județene și școlile slătinene George Poboran, Ștefan Protopopescu și numărul 3.